După primele două etape din Liga 4, Nova Forgiurgiu s-a instalat autoritar în poziția de lider cu 6 puncte și 16 goluri marcate, o eficacitate ce anunță zile grele pentru adversari. Sâmbătă, 25 august, pe stadionul Dunărea, spectatorii prezenți din ce în ce mai mulți de la meci la meci au asistat la o sarabandă de goluri în partida Nova Forge Rapid Bărăști, o nou promovată care în prima etapă marcase și ea acasă 7 goluri. Am reținut că în acest campionat Nova Force, așa cum a început, va fi un adversar redutabil pentru orice echipă, fie acasă, fie în deplasare. Este o echipă tânără cu o serie de jucători cărora le prevăd o carieră frumoasă în fotbal. Iată și componența celor două echipe, Rapid Vărăști, Iene, Butugă, Ion, Zane, Craiu, Diciu, Neagu, Calciu, Badea, Dancu, Roșoi, rezerve, Ciubăr, Valentin și Manciu. Nova Force Giurgiu, Olteanu, Chiripuci, Boteanu, Popescu, Androne, Pârvu, Vasile, Lascarache, Danciu, Jelescu și Stan, rezervele formației giurgiuvene, Rusu, Ristea și Marin. Echipa giurgiuveană, cum am spus și data trecută, este antrenată de cuplul Dorian Gârlea și Liviu Boboc. Iată și golurile, dar și marcatorii din această partidă. Minutul 10, Danciu, 1-0 pentru Nova Force. Minutul 15, Jelescu, 2-0. Minutul 18, Pârvu, 3-0. Minutul 27, Lascarache, 4-0. De fapt, acesta a fost și scorul la pauză. Minutul 62, Pârvu, 5-0. Minutul 69, Ristea, 6-0. Minutul 72, din nou Pârvu, 7-0. Același Pârvu ridică scorul la 8-0 în minutul 78, iar în minutul 83 oaspeții reușesc să înscrie și ei goluri de onoare prin Calciu, iar Pârvu de la Nova Force încheie scorul acestei partide în minutul 88, ridicând scorul la 9-1. Etapa viitoare, Nova Force Giurgiu va întâlni în deplasare pe fosta divizionară C, Argeșul Mihăilești, urmând ca mai apoi să joace acasă cu AS Prundu. Să vă reamintesc și brigada de arbitri, Mandin Alexandru la centru, ajutat la linii de Oana Mărzac și Cosmin Dobrescu.